2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Amin. Vă invit cu respect să le așezați. În dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, în urma rugăciunii pe care am făcut-o, având în vedere această adunare, împărtășim cuvântul lui Dumnezeu cu privire la chemarea noastră la sfințire. Vom vorbi despre chemarea noastră la sfințire. Cuvântul Domnului, citit în această dimineață, ne spune că trebuie să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Și de asemenea, cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Petru, capitolul 1, cu versetul 15, ne spune: după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dumnezeu a avut milă de sufletele noastre și l-a trimis în lume pe Fiul Său Iisus să moară pentru noi, să ne răscumpere de sub puterea celui rău, să aducă ispășirea păcatelor noastre, să ierte păcatele noastre, să mântuiască sufletele noastre. Prin harul lui Dumnezeu am fost primiți în familia lui Dumnezeu și acum putem să spunem că suntem copii ai lui Dumnezeu. Prin credință, prin har, prin îndurarea lui Dumnezeu cea mare, Domnul să fie binecuvântat. Cei mai mulți dintre cei care ne găsim aici am încheiat cu Dumnezeu un legământ, botezându-ne în apă, legământ pe care l-am săvârșit în fața lui Dumnezeu și când l-am săvârșit am spus într-un mod solemn că vom fi credincioși lui Dumnezeu până la moarte. Și unii dintre noi, mai cu o perspectivă poate și mai lungă, am zis și în veșnicie. De bună seamă că viața este în mâna lui Dumnezeu, cea de pe pământ și ceea ce va continua după ce vom pleca din trup. Vă aduc aminte că până să ne întâlnim cu Dumnezeu în slavă, după ce ne-am botezat în apă și până atunci, mai este un drum și drumul acesta este drumul credinței. Pe drumul acesta ne se cere să rămânem lui Dumnezeu credincioși. Fii credincios până la moarte, spune Scriptura, și îți voi da să mănânci din pomul vieții. Acela care va persevera în credință, acela care va sta lângă Dumnezeu cu fidelitate până la sfârșitul vieții, îl va vedea pe Dumnezeu. Iar în acest interval de timp și în fața acestei perspective, chemarea la sfințire își are rostul ei și locul ei. Suntem chemați de Dumnezeu să trăim în sfințenie. Cu siguranță că cel care ne dă putere este Dumnezeu. Prin sângele lui Iisus Hristos am fost sfințiți, am fost socotiți neprihăniți. Prin Duhul lui Dumnezeu căpătăm putere să ne împotrivim poftelor firii pământești, să păzim porunca lui Dumnezeu, să săvârșim faptele bune ale credinței, cu siguranță că acest ajutor este dat de Dumnezeu tuturor. Dincolo de dorința lui Dumnezeu și de deschiderea lui de a ne binecuvânta pe fiecare cu ajutorul său ce privește trăirea în sfințire, nu trebuie să uităm niciunul dintre noi că suntem chemați de Dumnezeu să ne sfințim. Această chemare este solemnă, această chemare este după voia lui Dumnezeu. Ne vom uita în această dimineață, la cuvântul Domnului, rog pe fratele Lucian să-mi pună la dispoziție telecomanda, a rămas acolo, și o să ne mișcăm mai repede, uitându-ne la niște versete din Sfânta Scriptură. Primul adevăr pe care aș dori să-l subliniem este acesta: poporul lui Dumnezeu este chemat să trăiască în sfințenie. Dacă vă socotiți parte a poporului lui Dumnezeu, chemarea aceasta este și pentru dumneavoastră. Potrivit Bibliei, poporul lui Dumnezeu este chemat să trăiască în sfințenie. Iată ce este scris. Vorbește întregii adunări a copiilor lui Israel și spune-le: fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul Dumnezeul vostru. Dumnezeu s-a adresat poporului său cu acest imperativ: fiți sfinți. Apostolul Petru preia acest cuvânt vechi testamentar și adaugă în epistola sa aceste cuvinte: după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră.
Modelul de sfințenie este Dumnezeu, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. De asemenea, în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, cu versetul 3, este revelată voia lui Dumnezeu pentru poporul lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Așa scrie în Biblie. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Notați, vă rog, aceste cuvinte reprezintă chemarea lui Dumnezeu pentru poporul său. Pentru tine, în măsura în care ești în poporul lui Dumnezeu. Nu te oprește nimeni să intri în poporul lui Dumnezeu, dar această chemare este pentru poporul lui Dumnezeu. Eu odată am auzit pe cineva deranjat, foarte deranjat, scandalizat chiar, că am vorbit răspicat de chemarea lui Dumnezeu la sfințire și s-a deranjat. Apărând cuvântul, i-am spus așa, nu te supăra, acest cuvânt nu-i pentru dumneata. Dumneata ești în afara subiectului. Cuvântul acesta este pentru poporul lui Dumnezeu. Nu e pentru dumneata. Dacă dumneata nu ești în poporul lui Dumnezeu, nu te supăra. N-are legătură cu dumneata. Uite, eu nu sunt aviator. Și n-am nicio treabă ce se vorbește între aviatori și care e regulamentul meseriei lor. E treaba lor. Pe mine nu mă deranjează când se pun reguli noi pentru ei. E treaba lor. Și e meseria lor. Păi n-are voie să te deranjeze chemarea care se potrivește cu identitatea poporului lui Dumnezeu. Trebuie să fii în acest popor și această chemare este pentru tine. Dacă te deranjează, înseamnă că nu ești în acel popor. Și chiar prin faptul că te lași tulburat de această chemare, spui că nu ești în acel popor. Și trebuie să vii musai în el cu grăbire. Să ne mai uităm la cuvinte. În 2 Petru, capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu, în locul acesta, insistă spunând așa: dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu înfrânarea, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește cunoștința deplină a Domnului nostru Iisus Hristos. Voi partea finală: de aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Iată chemarea lui Dumnezeu la sfințenie. Dați-vă și voi toate silințele, să uniți cu credința voastră fapta. Cuvântul este adresat poporului lui Dumnezeu, bisericii lui Dumnezeu. Tot în Coloseni, tot pe această temă, în Coloseni, capitolul 3, versetul 5, la versetul 6, după ce în context apostolul Pavel descrie chemarea pe care o au copiii lui Dumnezeu, cinstea mare pe care o face Dumnezeu poporului său, promisiunile înalte, răsplătirile mari pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru poporul său, încheie zicând: de aceea, având în vedere identitatea voastră, chemarea voastră, statutul vostru înalt, de aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Și aici se intră în detaliile chemării la sfințire. Omorâți curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina aceasta vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Chemarea la sfințenie. În același spirit, în Evrei 12 cu 14, adresându-se poporului lui Dumnezeu, cuvântul Domnului spune: urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și mai mult, în 2 Corinteni 7 cu 1, uitați-vă, vă rog, sunt cuvinte din Biblie, este cuvântul lui Dumnezeu, dat prin Duhul lui Dumnezeu. Vorbind de asemenea despre promisiunile date de Dumnezeu poporului său, despre slava care îl așteaptă pe poporul lui Dumnezeu, apostolul Pavel spune: deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, preiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Sunt subliniate aici două detalii: orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Ce este oare întinăciunea cărnii?
Mă gândesc că Apostolul Pavel se referă la păcatele care sunt săvârșite în asociere cu trupul, cu carnea. Și aici e consumul de alcool. E o întinăciune a cărnii. Fumatul. Consumul de droguri. Îmbuibarea de mâncare. Este un păcat. Trăirea în chefuri, în desfrâuri, curvia este un păcat făcut în trup. Masturbarea este un păcat făcut în trup. Să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii. Sigur că sunt și alte păcate care se fac în trup. Am exemplificat câteva. Și a Duhului. Prin întinăciunea Duhului înțelegem acele nelegiuiri pe care oamenii le săvârșesc pe partea invizibilă, spirituală a ființei omenești. Minciuna, mândria, gelozia, răutatea, dușmănia, ura. Toate aceste fapte se pliază pe ființa noastră spirituală, întinăciuni ale Duhului. Poporul lui Dumnezeu este chemat să trăiască în sfințenie. Chemarea aceasta este o chemare înaltă și ea trebuie să cuprindă întreaga noastră ființă. Intrând în detaliile chemării la sfințenie, trebuie să băgăm de seamă, stimați frați, stimate surori, că după cuvântul lui Dumnezeu, chemarea la sfințire trebuie să atingă, să afecteze, să cuprindă întreaga noastră ființă, întreaga noastră persoană. Cum este scris în cuvânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Și când zice toată purtarea noastră, înțelegem în toate dimensiunile existenței voastre. În tot ce implică viața voastră de zi cu zi, în tot ce implică întreaga voastră persoană și ființă. Chemarea lui Dumnezeu la sfințenie. Să intrăm în detalii. Sfințirea minții. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre sfințirea minții noastre. În Roman 12 cu versetul 2, de asemenea, cu poporul lui Dumnezeu. Cuvintele acestea sunt pentru poporul lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, voi care sunteți poporul lui Dumnezeu, voi care sunteți copiii lui Dumnezeu, voi care ați promis în apa botezului credința lui Dumnezeu până la moarte. Nu, ne spune acum, aveți grijă să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă transformați, să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre. Cuvântul ne vorbește aici despre înnoirea minții, despre o transformare a minții, despre o sfințire a minții. Sfințirea minții înseamnă să ținem orice gând rob ascultării de Hristos. Dacă în mintea ta pot veni gânduri necurate, atracții păcătoase, tot felul de idei potrivnice lui Dumnezeu, sfințirea minții înseamnă să spui gata, până aici. Gândul acesta nu e de la Dumnezeu. Ideea aceasta nu potrivește cu valorile lui Dumnezeu. Sfințirea minții înseamnă să rămâi fidel învățăturii sănătoase, nelăsându-te atras și momii de rizii nimicitoare. Sfințirea minții înseamnă să cultivi în lumea gândurilor tale acele valori și preocupări care te duc spre sfințenie, te duc spre împlinirea voii lui Dumnezeu. Cineva odată a cerut ajutor zicând că nu știe cum să biruie gândurile murdare care îi vin în minte. Sigur că o asemenea preocupare este legitimă. Slavă lui Dumnezeu pentru toți aceia care identifică prezența unor asemenea gânduri și se împotrivesc lor, lepădându-le de la ei. Sigur că trebuie să ne gândim foarte bine ce aducem în moara minții noastre. Ce informații asimilăm. La ce ne uităm, ce citim, ce vorbim, ce informații asimilăm. Dacă te uiți la ce nu trebuie, nu te mira că nu visezi noaptea cu îngeri. Sfințirea minții înseamnă să asiști, să veghezi cu tărie la porțile minții tale și să nu permiți să intre acolo lucruri care sunt potrivnice voii lui Dumnezeu. Că mintea este ca o moară, ce pui în coș, aia macină.
Dacă pui gunoi, ce crezi că este pe unde ar trebui să iasă făină? Gunoi procesat. Îți aduci și tu contribuția, îmbogățindu-l. Sfințirea minții, sfințirea emoțiilor, emoțiile, sentimentele noastre trebuie și ele să fie aduse în sfințire. Pe tema aceasta, cuvântul lui Dumnezeu spune, în mai multe locuri, am ales doar două dintre ele, Apostolul Pavel, vorbind despre sfințirea emoțiilor omenești, a zis, orice amărăciune, ăsta este un sentiment, amărăciune, acea durere interioară, amărăciune, frustrare, supărare, acea mânie interioară, că ele merg înăuntru, orice amărăciune, orice iuțială, orice mânie. Uitați-vă, rog, cum amărăciunea se transformă în nervi și nervii în mânie și mânia în strigare și strigarea în vorbire de rău și vorbirea de rău în răutate. Observați lanțul acesta al delegiuirii, al compromiterii. Se pornește de la amărăciune, care neeliminată, necontrolată, se transformă în nervi, iuțeală. Supărarea aceea, nervii aceia care te-a opucat, dacă nu frânezi lucrurile și nu le controlezi, se transformă în mânie. Și mânia iese pe gură, vorbind-o, strigare. Și apoi vorbire de rău și răutate. Sfințirea emoțiilor noastre presupune această luptă, această preocupare. Frații mei, dacă nu veghem asupra sentimentelor, mintea și sentimentele, dacă nu veghem, dacă nu ținem sub control lumea aceasta a emoțiilor noastre, în lanțul acesta al stradării și a delegiurii putem să ajungem până acolo încât să facem rău cuiva crezând că îi facem bine. Găsim justificare în ceea ce facem. Sfințirea presupune lupta și cu aceste stări. Un om al lui Dumnezeu a reflectat odată asupra acestui proces și a spus o vorbă cu mare profunzime și tâlc. Ce poate să facă amărăciunea dintr-un om care se lasă dominat de supărare? Auziți, cel mai josnic este acel om care în momentul în care se supără pe tine, neagă faptele tale bune, îți dezvăluie secretele, uită tot ce ai făcut pentru el, te vorbește de rău și te descrie altora cu răutate. Asta face amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, răutatea dintr-un om. Sfințirea emoțiilor. Tot în cuvântul acesta, cuvântul lui Dumnezeu spune 1 Corinteni 3, de la 1 la 3, că într-adevăr, zice Apostolul Pavel, explicând faptul că în biserica din Corint lucrurile nu stau bine, el zice așa, în adevăr, când între voi există invidie, ceartă și dezbinări, nu sunteți voi firești? Sfințirea emoțiilor, a vorbit acolo de invidie, la baza certurilor, supărărilor, discordie din biserica din Corint, se găsea invidia. Sfințirea vorbirii și vorbirea noastră trebuie să fie sfințită. E un alt domeniu al ființei noastre care trebuie să fie adus sub controlul Duhului Sfânt. Scriptura spune, vorbirea voastră să fie întotdeauna cu har, dreasă, cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Și mai departe, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Să zăbovim un pic asupra acestui verset, Efeseni 5 cu 4. Frații mei, toate aceste cuvinte din Scriptură sunt adresate poporului lui Dumnezeu. Țin mereu să repet acest lucru. Toate aceste cuvinte sunt pentru poporul lui Dumnezeu. Pentru tine, în măsura în care ai intrat în acest popor. Dacă te deranjează, ai o problemă serioasă. N-ai voie să schimbi Constituția și chemarea pentru poporul lui Dumnezeu. Schimbă-te tu, dar lasă rânduiala. Să nu se audă cuvinte porocoase. Cum vorbim între noi? Ce fel de cuvinte folosești? Acasă, între copii, la locul de serviciu. La școală, cuvinte porcoase.
vorbe murdare, indecente, înjurături, cuvinte, vorbe nechipzuite, glume proaste, care nu sunt cuvincioase. Sfințirea vorbirii. Cuvântul ne atrage atenția că în ziua judecății vom da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rostit. Și cu atât mai mult, având în vedere realitatea aceasta, să veghem în vederea sfințirii noastre. Sfințirea vorbirii. Un alt domeniu ține de voința noastră. Dumnezeu ne-a înzestrat cu liber arbitru. Fiecare dintre noi are în interiorul său un for decizional. Dumnezeu ne-a dat libertate, ne-a dat rațiune, ne-a dat putere de a judeca. A pus în noi conștiință. Ne-a înzestrat cu liber arbitru. Faci ce vrei. Decizi, alegi, hotărăști, acționezi, ești liber. În zona aceasta, pentru poporul lui Dumnezeu, chemarea la sfințire înseamnă ca orice gând să fie făcut sclav ascultării de Hristos. Asta înseamnă sfințirea voinței. Dacă nu avem grijă să veghem asupra voinței noastre, putem pe nesimțite voința să scape, să denatureze, să degenereze, devenind ceea ce cuvântul lui Dumnezeu numea într-o împrejurare, descriind purtarea unor oameni mântuiți, le-a zis așa, oameni rău voitori, adică oameni a căror voință este coruptă. Ea plecată de nevindecat spre rău, coc răul, planifică răul, voiesc răul, iubesc răul. Sfințirea voinței presupune să ne orientăm spre Hristos și orice gând să fie filtrat în această voință a lui Dumnezeu care se așează peste voia noastră. În spiritul rugăciunii Mântuitorului în Ghețimani să spunem, Doamne, facă-se voia Ta și nu voia mea. Este sfințirea voinței. Sfințirea inimii sau a Duhului nostru, a spiritului nostru, cuvântul Domnului pe tema aceasta ne spune să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Iar Matei 15, versetul 19, căci din inimă ies gândurile rele, uciderile, preacurviile, curviile, furtișagurile, mărturile mincinoase, hulele, vă rog să observați, Iisus a zis din inimă, izvorul acestor fapte mizerabile este inima omului. La fel, în 1 Timotei 1:5, reținând acest lucru, apostolul Pavel spune acum creștinilor, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Dragostea aceea curată, dragostea din Dumnezeu, dragostea care leagă, se hrănește din inimă curată, din conștiință curată, din credință neprefăcută. De ce nu pot iubi oamenii? Pentru că le lipsește inima curată. Conștiința nu mai este bună și credința nu este sinceră. Când credința e sinceră, conștiința e luminată de Duhul Sfânt, inima e curățită de cuvântul lui Dumnezeu, de Hristos, dragostea vine ca un rezultat. Sfințirea inimii. Grijă la inima noastră. Bine a zis odată cineva că niciun om nu-i mai bun și nici mai rău ca inima lui. Era o doamnă, gura livă rău și vorbea și ce trebuie și mai ales ce nu trebuie, când o apuca supărarea. Și cineva a sărit în apărare zicând, îi lăsați în pace, că gura e rea, dar inima e bună. Eu nu știu cum poate să fie gura rea și inima bună. Inima, cum e inima ta? Ce e în sufletul tău? Ce ai acumulat acolo? Sfințirea. Sfințirea inimii. Sfințirea conștiinței. Mântul lui Dumnezeu pe tema aceasta ne vorbește arătându-ne cât de important este ca această conștiință sau cugetul nostru să fie sfințit. Când ne evaluăm pe noi înșine, când ne dăm notă din punct de vedere moral, când ne cercetăm pe noi înșine, întrebându-ne ce nu-i bine în relația cu Dumnezeu, de regulă această analiză o facem în lumina două instanțe. Prima instanță este conștiința. Conștiința noastră. Și a doua instanță este memoria noastră.
Căutăm cumva să rememorăm faptele din trecut și să răspundem întrebării ce am făcut rău. Și apoi acele fapte să le trecem prin fața acestui for, acestei instanțe numită conștiință. Iau la rând trecutul meu, îl pun prin fața scaunului de judecată, a propriul meu cuget, întrebându-mi cugetul, e bună sau e rea? Cam ăsta e traseu. Și acum, frații mei, unde e problema? De bună seamă că putem uita lucruri. Nu pe degeaba s-a rugat psalmistul zicând, iartă-mi, Doamne, greșelile pe care nu le cunosc. Am uitat. Nu le-am băgat în seamă. Mai mare problemă e dacă judecătorul care stă pe scaunul de judecată e corupt. Conștiința e afectată. Cugetul e stricat. De aceea cuvântul lui Dumnezeu spune, un cuget curat, o conștiință curată, luminată de Dumnezeu, hrănită de Scriptură, inspirată și călăuzită de Duhul lui Dumnezeu, condusă de frică de Dumnezeu, sfințirea conștiinței. Există posibilitatea să ne degradăm până acolo încât să ne pierdem cugetul bun. Vă aduceți aminte despre ce scrie? Uitați-vă, rog, e foarte bine pus acolo. Și un cuget curat pe care unii l-au pierdut. Ce-au pierdut? Uitați-vă la text. Au pierdut conștiința curată. Și în urmă au căzut de la credință. Faptul că n-au vegheat asupra propriului lor cuget, asupra propriei conștiințe, că au ajuns în situația de confuzie, se numească rău bine, binele rău, progresiv s-au îndepărtat de Dumnezeu și au căzut de la credință. M-am întrebat odată ce mai poate să piardă un om după ce își pierde credința, după ce își pierde sufletul, după ce își pierde mântuirea, după ce e abandonat de Dumnezeu, părăsit, lepădat de Dumnezeu. Ce mai poate pierde un om? Și am găsit răspunsul în Deuteronomul 32, textul pe care îl vedeți expus. Ei sunt un neam care și-au pierdut bunul simț și n-au pricepere în ei. Deci și-au pierdut orientarea sănătoasă, orientarea morală, bunul simț, despre asta e vorba. Sunt atât de degradați, de denaturați, au ajuns să numească răul bine, binele rău, fac rele, laudă pe cei care fac rele ca ei. Potrivindu-se acest cuvânt, și-au pierdut bunul simț. Sfințirea corpului, a trupului nostru, sfințirea presupune și implică și trupul nostru. În această privință, cuvântul, și am citit, nu o să mai insistăm, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii. De asemenea, în Epistola către Evrei, vă rog să observați progresia și în același timp de profunzimea. Să ne apropiem de Dumnezeu cu inimă curată. Deci se pleacă din interior. Cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău. Preocuparea lui Dumnezeu în acest cuvânt este să vindece interiorul, sufletul, inima noastră, inima, cugetul, să aducă acolo credință, să aducă acolo sfințire, curăție. Ca apoi să se ducă spre exteriorul ființei noastre, sfințire implică și corpul și trupul. Aud pe unii în mod fals și superficial zicând, Dumnezeu nu se uită la corpul omului, Dumnezeu se uită la sufletul omului. Nu contează cum arăți în trup, nu contează partea asta exterioară, asta e așa o chestiune ce ține de cultură, Dumnezeu n-are nimic de spus în privința asta, important e inima, important e sufletul, importantă e sinceritatea, credința, conștiința curată, asta e important, nu cum te arăți în trup, aici e lege, legalism, reguli omenești, schimbabile, dependente de cultură, adaptabile. Ați auzit asta? Există cel puțin trei, dacă nu patru argumente care pe orice copil al lui Dumnezeu, partea poporului lui Dumnezeu, îl face să se gândească serios la rolul trupului său în ce privește sfințirea. Țineți minte, Dumnezeu a creat corpul omului. Nu uitați, Iisus Hristos a întrupat, s-a făcut om. Aduceți-vă aminte ce a zis apostolul Pavel, trupurile voastre sunt templele Duhului Sfânt.
N-a zis mințile. Și asta este implicată. Dar explicit a zis Pavel, trupurile voastre sunt templele Duhului Sfânt. Și să ne aducem aminte că va fi o înviere în trup. Aceste patru rațiuni considerente, învățături profunde, care țin de creație, de mântuire, de planul lui Dumnezeu cu Universul, ne aduc nouă aminte că trebuie să fim vigilenți și să onorăm pe Dumnezeu în sfințenia Lui și în cum ne purtăm în trupurile noastre. Iar aici, detalii. Igienă personală adecvată. Trupul spălat cu apă curată. Absența tatuajelor și a modificărilor estetice. Cu excepția, sigur, a celor corective. Mă refer la modificări estetice. În urma unui accident, cineva are... Dar oamenii în vremea aceasta cultivă o cum să spun, evidentă cultură a trupului. Atâtea modificări și intervenții și supărări, că am zis o dată în glumă, de se duce acasă la neamul, nu mai cunoaște nici bunica sa. Cu mare respect pentru toate fetele și doamnele din poporul lui Dumnezeu, vegheați aici. Vegheați aici. Repet, pentru toate fetele și femeile, surorile, doamnele, fiicele noastre, soțiile noastre, mamele și bunicile noastre, din poporul lui Dumnezeu, vegheați aici. Nu cred că îl onorăm pe Dumnezeu cu unghii atâta de lungi, care le punem artificial, vă dați și banii pe ele și arăta și disgrațios, scuzați-mă, este perspectiva mea. Eu nu mă pricep la estetică, eu mă pricep la Biblie mai bine. Nu e decent. Colorate în fel și fel. Ce nu-i bine în ce v-a făcut Creatorul? Dacă vă supărați pe mine și aflu, eu pe voi mă supăr mai rău. Trebuie să ne sfințim, să avem grijă cu asta. Buna îngrijire, cu mințenia, asta e frumusețea, feminitatea aceea lăsată de Creator. E binecuvântată și de Biserica lui Dumnezeu și prețuită. Vestimentația apoi în acord cu principiile Scripturii, îmbuibarea de mâncare, consumul de alcool, droguri, tutun, folosire exagerată, cosmetici, asta ține de sfințire în corp. Este după cuvântul lui Dumnezeu. Să ne uităm în cele ce urmează la câteva alte detalii. Sfințirea implică eliminarea, fugărirea oricărui păcat din viața noastră. Trăim vremuri de mare confuzie, oamenii nu mai știu ce e bine și ce e rău și de aceea trebuie să spunem răspicat și clar ce numește Dumnezeu prin Scriptură, nelegiuire și păcat. Să ne uităm la câteva texte. Nu mai e necesar să spun copiii lui Dumnezeu nu trăiesc în păcat. Ce urmează să spunem este din nou pentru copiii lui Dumnezeu. Copiii lui Dumnezeu nu trăiesc în păcat. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Cine păcătuiește este de la diavolul. Așa scrie aici. Cine trăiește în păcat e de la cel rău. Cine născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Pentru copiii lui Dumnezeu sunt lăsate aceste porunci. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Deci, din nou, pentru poporul lui Dumnezeu. Și iată ce. Standardele lui Dumnezeu de conspirare acestor lucruri numite păcat. Cităm definind sau denunțând, mai bine spus, faptele de imoralitate. Au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, lăcomie, răutate, pismă. Acest cuvânt vechi înseamnă, sinonim contemporan, invidie. Ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptitori, brâfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Deci, iată păcatele denunțate de Scriptură. 2 Timotei 3, de la 1 la 5. Să știi că în vremurile de pe urmă, oamenii vor fi iubitori de sine, adică egoiști, iubitori de bani, materialiști, lăudăroși, trufași, hulitori,
neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, adică încăpățânați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, adică trădători, nu vânzători la Carrefour. Nu. Trădători. Obraznici, îngânfați, iubitori de plăceri, mai mult decât iubitori de Dumnezeu. 1 Corinteni 6, un pasaj în dreptul căruia am simțit nevoia să punem niște paranteze cu cuvintele noi în limba română. Nu vă înșelați, fraților, nici desfrânații, curvari, închinătorii la idol, nici prea curvari, adulterini, nici malahii, parteneri pasivi într-o relație homosexuală, ăștia sunt malahii, nici sodomiții, homosexuali, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivi, nici defăimătorii, nici hrăpăreți, adică șarlatani. Cuvântul hrăpăreți se pare tare străin, de asta șarlatan îl înțelegem. Șarlatan. Nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Să fie clar, să spună și Washington, și Bruxelles, și București, că homosexualitatea este rezonabilă din punct de vedere moral, asta este o mare minciună și o mare amăgire. În cuvântul lui Dumnezeu, aceste fapte sunt învederate, sunt acuzate ca fiind păcate grave și cei care se fac vinovați de ele nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Asta e Constituția pentru poporul lui Dumnezeu. Lumea laică are altă Constituție, dar noi vorbim despre poporul lui Dumnezeu aici. Matei 7, 20-23. Din inimă, din ce iese din om aceea spurcă pe om, că din lăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, prea curviile, curviile, ucidele, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Prin ochiul rău aș propune să punem acolo prejudecățile. Acele convingeri dinainte făcute, în lumina cărora, sau în întunericul cărora, mai bine zis, îl vezi pe celălalt. Ochiul rău. Sau la Galateni 5, 19, 21, din nou am simțit nevoia să punem paranteze. Faptele firii pământeni sunt cunoscute și sunt acestea. Prea curvia, acolo este vorba de desfrânare. Curvia, necurăția, aia e senzualitatea. Acolo, la cuvântul acela, al treilea din lista faptelor firii pământești, este pusă senzualitatea. Înveșmântare indecentă cu scopul de a seduce sexual, de a manipula sexual pe cineva. Este păcat mare. Desfrânarea, închinarea la idol, vrăjitoria, vrăjbile, adică dușmăniile, certurile, zavistiile, adică geloziile. Ești gelos? Nu te poți bucura de succesul celui de lângă tine? Crapă în tine inima? Vin rivalitățile, mâniile, se ajunge la neînțelegeri, se trece la dezbinări, la partide, invidiile, pismele, se ajunge la ucideri. Beții, îmbuibare, fapte, astea sunt păcate. Sfințirea, după cuvântul lui Dumnezeu, implică separarea de aceste păcate. Bunul Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Fraților, venind încoace pe Ștefan cel Mare către biserică, mi-a venit în minte ceva ce am uitat acasă. În Biblie spune așa, căsătoria să fie păstrată în toată cinstia și patul nespurcat. Vă întreb, cui vorbește Biblia aici? Cui? Sigur, poporului lui Dumnezeu. Dar cărei categorii din poporul lui Dumnezeu? Celor căsătoriți. Nu, să nu înțelegem că celor căsătoriți li se zice feriți-vă de adulter. Rămâneți credincioși, fideli în relația de mariaj unul celuilalt. Nu asta înseamnă să fie păstrată căsătoria cu toată cinstea și patul nespurcat. Nu,
ci în interiorul relației de cuplu, între cei doi care se iubesc și sunt hotărâți să rămână împreună până la moarte și și-ar da viața unul pentru celălalt și nu s-ar înșela unul pe celălalt pentru că se iubesc și amândoi îl iubesc pe Dumnezeu. Lor li se zice, țineți căsătoria în cinste și patul vostru nespurcat. Și o fecioare. Oh, cât de limpede este pentru cine vrea să vadă. Ați auzit de perversiuni sexuale, stimați căsătoriți? Să nu spuneți că din instinctele naturale le-au deprins oamenii? Pornografia este vinovată. Pe care poate că ați consumat-o de când erați necăsătoriți. Și de care n-a scăpat după căsătorie. Și eu am auzit predicator zicând că o familie are dreptul să consume pornografie cu obiectivul de a-și îmbunătăți viața intimă. Oameni buni, vi se pare că sunt indecent în această dimineață vorbindu-vă așa pe șleau? Păi sunt dintre dumneavoastră care nu pricep dacă vorbesc așa pe de alături. Odată am vorbit așa pe șleau și cineva a zis, frate, ca mare îndrăzneala. Și am zis, ok, și ce vrei, să bat calul? Să bat șaua ca să priceapă calul? Șaua nu a făcut nimic. Eu trebuie să-l bat pe cal. Perversiuni sexuale. De unde ați învățat asta? Cei care v-ați lăsat amăgiți de cel rău. Știți că după Biblie perversiunile sexuale între soți au pavat drumul către homosexualitate? Așa scrie Romani 1. Așa scrie. Și trebuie să ne uităm la acest text. Părăsiți, vă rog, PowerPoint și mergem în Romani 1. În textul acesta, Apostolul Pavel, descriind degradarea societății omenești, spune în versetul 26 așa. 1:26. Din pricina aceasta, cu 26, e bine. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Că femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. La ce se referă? Nevestele lor, soțiile lor, nevestele lor, au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Și apoi continuă. Tot așa și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii. Ei, observați, această întrebuințare firească a femeii se lipește de cel dinainte. Observați cât de delicat vorbește Scriptura ca să fie respectată și menajată și, cum să spun, sensibilitatea de cuget a fetelor, a văduvelor și să priceapă bine căpoșii care nu vor să înțeleagă. S-au oprins în poftele lor unii pentru alții și au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase. De unde le-a venit ideea bărbaților să facă parte bărbătească cu parte bărbătească? Uitați de unde. Părăsind întrebuințarea firească a femei. E clar în cuvânt. Că și-au dat seama că perversiuni care se pot face în viață de cuplu pot fi făcute și între bărbat și bărbat. Și asta e degradare. Frații și surori, vă chem cu tot respectul și toată frica de Dumnezeu să veghem asupra chemării noastre la sfințenie. Până la urma urmei este vorba de mântuirea sufletului nostru. Am făcut cu Domnul Hristos un legământ și am promis că îl vom sluji până la moarte. Ar fi păcat să ne lăsăm amăgiți, înșelați de tot felul de perspective omenești și lumești și de învățători și de predicatori și de cărți și de lecturi care strică cuvântul lui Dumnezeu și duc pe oameni în tot felul de robii și legături. Vorbiți acasă între dumneavoastră. Puneți-vă la inimă aceste cuvinte. Toate, de la început și până acum. De la 10 dimineața și până acum. Și nu uitați, vă rog, acest cuvânt cu care se încheie Scriptura. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Acesta este cuvântul pentru cei care nu sunt în poporul lui Dumnezeu. Pentru aceia care în fața legilor lui Dumnezeu au zis povești,
Dacă vă întoarceți la PowerPoint, vă rog, slide-ul acesta de la sfârșit. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Este cuvântul lui Dumnezeu pentru oamenii din afara poporului lui Dumnezeu. Iar pentru cei care sunt în poporul lui Dumnezeu, Domnul spune așa, cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Cine este sfânt să se sfințească și mai departe. Și apoi și pentru unul și pentru celălalt, Iisus spune, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. O să dau fiecăruia după fapta lui. Îi spune, nu-i pentru mine ce s-a zis azi, eu vreau să trăiesc liber. Poți să o faci, dar nu uita că te vei întâlni cu Dumnezeu în ziua judecății. Nu uita asta. Și dacă în această zi ne găsim în biserică, haideți să-L onorăm pe Domnul nostru, care a murit pentru noi, care ne-a răscumpărat, care ne-a cinstit făcând din corpurile noastre temple pentru Duhul Său cel Sfânt. Și numai la acest detaliu al identității poporului lui Dumnezeu, a bărbatului creștin, a femeii creștine, dacă te gândești, câte filtre pentru câte fapte nu sunt aici. Dumnezeu să fie cu noi și să ne ajute. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră.